Exact. Iar partea la altă cu politica, într-adevăr, vă rog să nu credeți pe cuvânt, dacă aveți încredere în mine, nici în o culoare politică nu are treaba asta. Datoria mea ca primar este să mă gândesc la oameni, că urmărul meu să nu votați pe mine. Vă deputați, faceți ce vreți, după cum e conștiința. Nimeni spune, de-aia bate cu jandarmii, n-a să face nimic decât mergem pe cale legală și dacă suntem mulți, mulți ține cont și dacă sunteți puțini, nu ține cont. Apreciez buna colaborare cu prietenul meu, primarul Crișan, având în vedere că suntem și vecini. Eu mă bucur că astăzi sunt alături de dumneavoastră la această acțiune. La bază am fost mulți ani director de școală la Păuliș. Da. Am 16 ani de când sunt la primărie și sunt profesor de biologie și geografie. Deci, propriu-zis, sunt în domeniu, în domeniul gazelor de șist. Deci, vreau să vă spun că și noi, la Păuliș, suntem în aceeași situație. Suntem printre cele 15 comune, cum spunea domnul director, domnul doctor inginer Muscă, Dimitrie, suntem printre cele 15 comune care suntem cu hotărâri de guvern. A mea hotărâre dată de domnul prim-ministru Ponta. Am rămas profund decepționat de modul de gândire și logica în gândire a guvernanților și nu numai guvernanților, ci și a celor care fac parte din Parlamentul României. Deci nu vreau să fac politică, dar vreau să spun câteva lucruri. Legate, noi am încercat să atacăm această hotărâre, hotărârea dată, am făcut o hotărâre de Consiliu, încă n-am primit niciun răspuns la hotărârea pe care am luat-o în Consiliul Local. Am așteptat să ne atace hotărârea, probabil că vor ataca, au timp 6 luni să atace hotărârea noastră de Consiliu, am așteptat să atace hotărârea de Consiliu. Sigur că această nebunie a gazelor de șist apasă mereu asupra comunităților locale, a suprafețelor de teren pe care le amintea aici domnul Muscă, în jur de 55.000 de hectare, într-o zonă frumoasă, agricolă, a țării noastre, deci în Câmpia de Vest. Eu înțeleg să faci prospecțiuni de genul acesta prin fracturare hidraulică. Noi nu ne dăm seama ce înseamnă această fracturare hidraulică și tot felul de substanțe care se folosesc la această fracturare. Înțeleg că s-au făcut asemenea prospecțiuni și asemenea explorări în zone de deșert, în zone unde locuiesc oameni, dar nu să facem aceste explorări într-o câmpie unde se obțin recolte foarte bune, la grâu, la porumb și așa mai departe, și unde sunt, locuiește foarte multă populație. De aceea, deci, noi spunem că suntem împotrivă, deci, împreună cu locuitorii comunii și noi o să facem și în Sâmbăteni și în Păuliș. Duminica viitoare un gen de adunare de acest fel cum este la dumneavoastră și o să spunem la fel că nu suntem de acord cu gazele de șist pe teritoriul comunei noastre. În primul rând că afectează pânza freatică, de acolo noi bem apă, afectează mediul înconjurător, pământurile respective, suprafețele de terenuri, nu vor mai putea fi folosite. Sigur, va fi o ariditate totală, ca și într-un deșert. Și de ce să ajungem noi acolo? Deci, eu aș veni cu propunerea ca să înțelegeți cu toții, sunteți o comunitate de oameni și aici, în comuna Vladimirescu, și este o comună mare de peste 11.000
11.000 de locuitori, noi avem numai 4.200, deci să ne unim, de aceea vorbeam aici de o asociație, Asociația Primarilor, Asociația celor care vreau binele comunităților și noi, deci eu cel puțin o să apăr interesele comunității mele din Păuliș. Trebuie să ne unim eforturile, toți, începând cu autoritățile locale, proprietarii de pământ și cetățenii acelor comunități. Indiferent că sunt din Păuliș, că sunt din Vladimirescu, sunt Ana, Curtiș și așa mai departe, de zonele afectate de aceste gaze de șist. Panvora asta, firma asta care vrea să exploreze, spune că ea nu caută gaze de șist. Ea explorează hidrocarburi convenționale, nu neconvenționale. Deci noi nu credem acest lucru pentru că știm și suntem convinși că ei caută gaze de șist. Deci eu mă rezum să am certitudinea că împreună cu colegii mei primari, împreună cu domnul Muscă, care a avut și are rezultate deosebite în combinatul dânsului, nu de acum, de mai mult timp, așa, împreună cu toți să facem un front comun și să luptăm împotriva acestor oameni care nu țin cont de noi, deci de comunități, nu țin cont de autoritățile locale, nu țin cont de nimic. Iau niște hotărâri împreună cu Agenția de Resurse Minerale, așa, care le-a dat dreptul să exploreze și vin la noi și fac presiuni. Chiar vorbeam cu colegii mei și la noi la Păuliș, vin aceste firme, așa, de explorare și fac presiuni să le dăm tot felul de planuri parcelare, să le dăm tabele cu proprietarii și așa mai departe. Eu vă rog foarte mult să aveți în vedere aceste lucruri care se întâmplă și la noi la Păuliș și cred că și la domnul Crișan, la Vladimirescu, să nu vă vindeți nici o palmă de pământ unor asemenea indivizi. Pentru că o să ajungem la probleme deosebit de mari. Deci eu, împreună cu colegii mei, suntem împotriva explorării gazelor de șist. Pentru că acolo, în hotărârea de guvern, scrie clar explorare și, pe urmă, exploatarea gazelor. Deci nu se opresc aici la prima fază, la explorare. După ce au explorat terenul, vor acționa în continuare și vor exploata ceea ce este sub sol. Acum ei vin sub pretextul că noi nu avem nicio atribuție cu comunitățile locale cu pătura de sol. Că bogățiile din subsolul țării sunt ale statului român. Și atunci Agenția Națională de Resurse Minerale face ce vrea cu resursele subsolului țării noastre. Păi nu se poate. Și de noi să-și bate joc și de resurse. Deci, rugămintea mea este să fiți alături de noi și de primari și de ceilalți, să luptăm împotriva acestor gaze de șist. Vă mulțumesc! Ei pot să spună și nu să spună, că vor căuta apă. Deci, dacă gândesc petrol, ce-i face? Așa o să zic, vă sigur. Domnul primar de la Magea, și vreau să vă spun că, într-adevăr, colegul meu are dreptate. Guvernul României a introdus în legea 50, lege privind autorizație de construcție, direct de autorizație de acolo și nu ne mai întreabă nimeni, lași sau nu lași. Dar pe proprietate nu se poate. Nu se poate băgam fără acceptul proprietarului. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș vrea să vorbesc mai puțin de gazele de șist, pentru că ați auzit totul de la antevorbitorii mei.
Aș vrea să vorbesc mai mult de unitatea noastră a românilor. Noi numai când vedem că e cuțitul la os, atunci ieșim din grădină. Uitați-vă, am numărat oamenii din sală, din Vladimirescu, sunteți 118 persoane și 10 este la Macea. Deci 1% îi interesează ce se întâmplă cu copiii și cu nepoții lor. Dumneavoastră în sală sunteți oameni de vârsta a doua, a treia, cum sunt și eu, și eu am două fete acasă. Deci trebuie să ne ducem acasă, le spunem la vecini, la toți care sunt viitorul nostru de mâine și ne bucurăm de ei, deși eu de aștept să mi se mărite fetele, să am nepoți, să mă bucur de ei, să pot să merg să bea o apă de la fântână, că tata meu are 81 de ani și bea apă de la primul strat, la Macea, și bunicul meu o trăi 92 de ani și o băut apă tot de acolo. Nu o băut apă minerală sau apă plată, cum vedem noi acum, că ne-am emancipat. Deci, noi trebuie să ne ducem acasă și să nu stăm nepăsători și indiferenți, că, v-am spus, ne așteaptă ceea ce domnul inginer și antevorbitorii mei au prezentat. Deci trebuie ca atunci când mergem la Arad să luăm lucrurile în serios. Nu e o treabă pe care toată lumea crede că eu... Noi ne pierdem duminica aici să vă invităm și să vă spunem lucruri pe care ne-am gândit noi că sunt așa. Am avut specialiști, am consultat cu specialiști, să știți că în Arizona și în alte țări, unde normal că au putut exploata aceste gaze de șist, s-a văzut cât ce impact a avut acest lucru. Dacă mergeți acasă și cei care știu, și majoritatea știți să intrați pe internet, puteți vedea cum la robinet le-au ieșit când voiau să bea apă. Au aprins flacăra, a ieșit gaz. Deci, nu poate să ne spună cineva că dacă se exploatează aceste gaze, o să ne facă bine. Probabil, cum zicea domnul director Musc în alte întâlniri, o să avem gaze 3, 2, 4 ani. În zona noastră s-a forat și am spus-o la întâlnirea de la prefectură cu cei care vor să foreze, s-a forat la apă termală la 1860 de metri, am avut în zona la 10 km 12 de noi și înspre Turnu și înspre Șofronea am avut forate sonde cu gazolină care s-a extras gasolină tot așa, 2-3 ani. Și după aia s-au terminat. Deci de-aia venim aici, nu să vă prezentăm ceva ce nu credem noi că așa ar fi. De-aia trebuie să le prezentați celor care, dacă vă duceți acasă, să le spuneți, pentru că noi nu venim să fim împotriva, numai că vrem să fim împotriva gazelor de șist. Eu vă spun că comunitatea din Macea, la întâlnirea cu cetățenii din localitate, au fost peste 2000 de locuitori, sau în jur de 2000 locuitori din 7. Vă mulțumesc și vă spun din inimă că comuna mea, deci pe care o reprezint, e împotriva exploatării gazelor de șist. Înainte să dăm cuvântul la cel mai tânăr de la masă și care îi pasă, ca să zic așa, vă întreb, pentru că asta o iau foarte în serios. Eu o să mă bat cu evocația mea și cu antetul Guvernului României să dau planuri parcelare și numele fiecăruia parcelă care cum stă. Ori îmi dați voie să vă dau date despre dumneavoastră, eu cred că nu-i corect, nici legea nu mă obligă, dar eu vreau să am un plus prin care să spun oamenii vor sau oamenii nu vor. Ce spuneți? Deci nu le dă, că vor veni fiecare cu presiuni, cu toate. E cineva care vrea totuși să dăm datele, să transmitem datele, vreau să spun. Ion are holder, parcela cu tare, un hectar. Acolo stă vecin cu ăla și cu ăla. Pentru că dându-le datele, eu vă spun, sunt împotrivă, dar din asta puteți să fiți pentru care vreți. Deci, dându-le datele, azi, că se mătură în cârlii până de el acolo și zice, uite, m-a lăsat proprietarul. Deci nu, da? Nu. Cum? Cum? Nu.
nostru trăiască. Deci clădirele noastre vor trăi. E mai mult o figură așa de stil, ca să ne dăm seama ce înseamnă deșert. Și am primit și două microfoane. Să fiu polifonic. Mă numesc Andrei Moț, am 29 de ani, sunt directorul Casei de Cultură. De la 23 de ani, pentru că mai repede nu mi-a permis legea, primarul de la Curtici a avut încredere în mine și de atunci fac treaba la Curtici. De ce am organizat aceste meeting-uri de până acum? Pentru că, la fel cum spunea domnul primar Crișan de aici, în pasă și mie, la fel cum vă pasă și dumneavoastră, probabil nu vreau să vă simțiți dumneavoastră și gândiți pentru că sunteți aici. Măcenilor l-a păsat puțin mai mult, au fost vreo 1000 la meeting-ul de la Macea, la Curtici au fost vreo 2000, dintre care 1000 au fost măceni. Deci măcenii vin peste tot, au fost și la Sântana și la Șimant și sunt și acum acolo. Avem nevoie de dumneavoastră pentru că singur nu putem face nimic. Dumneavoastră sunteți vocea care îi spune primarului zilnic: fă-ne drumuri, fă-ne trotuare, fă-ne cămin cultural, repară-ne școală, așa, așa mai departe. Dumneavoastră trebuie să spuneți primarului de aici, și deja ați pus-o, e treaba rezolvată, dar trebuie să le spuneți și cetățenilor din alte localități, să-i spună primarului să aibă grijă de dumneavoastră și de terenuri. Pentru că, la fel cum spunea la o întâlnire Preasfințitul Timotei, n-am dreptate, dar am putere. Primarul trebuie să fie alături de dumneavoastră și dumneavoastră să-l stăpâniți zilnic. Eu am stăpânit zilnic această firmă Banfora Oil & Gas și firma Prospecțion. Am dat buzna în biroul primarului de la Iratoșu, unde a fost extrem de civilizat și le-am spus că n-au ce căuta pe terenurile noastre. Ei mi-au spus că au toate avizele necesare. Am primit de la ei acest memoriu tehnic. Și la sfârșit m-am șocat să văd că Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Guvernul României și alte instituții ANRM, care probabil e cea mai importantă dintre toate, le-a dat aviz favorabil. Noi nu mai suntem reprezentați, cum se cuvine, de aceste instituții, de aceste ministere, de acest guvern. Să fim reprezentați de primari, să fim reprezentați cum se cuvine de primari, pentru că primarul nu reprezintă guvernul, ci primarul este omul ales de dumneavoastră și vă reprezintă pe dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, probabil știți din presă, eu nu mă uit la televizor de 5 ani, folosesc internetul destul de puțin, îmi cumpăr ziare și acolo am văzut. Gazele de șist înseamnă independență energetică și probabil ați crezut până acum. Cum se însemne independența energetică când astăzi România produce 130% din necesarul de gaz pe care îl consumă? Foarte ciudat că 20-25% din gazul pe care îl consumă este importat de la Rusia. Oare de ce, dacă noi avem puterea și ne ajută și resursele să producem acest gaz convențional, gazul metan, de ce mai importăm de la Rusia? Și dacă avem atât de mult gaz, de ce vrem gaze de șist? Unde sunt ceilalți bani? Nu producem, dar importăm. E foarte, foarte ciudat. Sunt lucruri care nu se leagă. Bulgaria, Franța, Germania, vedeți? Țări civilizate. Bulgaria ca și noi. Scârție din toate încheieturile. Nu prea merge economia. Au spus nu gazelor de șist prin aleși. Pe noi aleși nu ne mai reprezintă. Au ajuns acolo în guvern, în parlament și, cum spunea domnul Cuzman la o întâlnire anterioară, singurul lucru de care parlamentarii și miniștrii mai sunt interesați odată ajuns acolo, este să și rămână. Nu mai sunt curioși de noi, de cei care te prostime, cum spunea cineva. Ei sunt acolo, au salarii bune, poate mai vin firmele astea cu șpacă. Vă mai spun un lucru foarte important, nu l-am spus în presă ca să nu creadă cineva că mă victimizez. N-am luat o amendă în viața mea. De câte ori merg cu tramvaiul, eu îmi cumpăr bilete și compostez. Nici măcar o amendă de genul n-am luat. De joi, Tibor Bencu, pe care domnul Guzman l-a pomenit aici, mi-a făcut plângere penală și de joi am intrat în rândul celor care au dosar penal. Nu mă mântuiesc cu asta, dar vreau să le transmit domnul Opșitor și este aici și știu că trimite tuturor înregistrările. Nu mi-este deloc frică.
Pentru că nu am amenințat niciodată pe nimeni și uitați-vă, am făcut 13 ani și jumătate de teologie ortodoxă până acum. Credeți-mă, n-am bătut pe nimeni, n-am omorât niciun porc măcar până acum, nu o să pot să omor pe nimeni chiar dacă e ungur. Să mai spun că aceste firme care vin în România, aș vrea să pui harta perimetrului, vor produce locuri de muncă. E o mare tâmpenie și un lucru foarte fals și o să vă spun de ce. Locuri de muncă produce Takata și produce combinatul Cai Curtici, care are 500 de angajați. Ăștia o să vină cu o sondă, dumneavoastră n-aveți cum să știți cum se montează sonda, o să vină cu specialiștii lor. Și-au făcut treaba la Vădinescu, aceiași oameni merg la Curtici și așa mai departe. Vorbim prin absurd, când este lăsăm noi pe terenurile noastre. Deci locuri de muncă nu vor produce, asta e clar. Și mai le spun cea mai mare și mai otrăvită bucoașă. Aceste gaze de șist vor fi mai ieftine. Ne spun scăderea prețului gazelor naturale. Cum să fie mai ieftine gazele de șist când costul lor de producție este mai mare? Deci costul de producție este mai mare, dar eu să le vând de mai ieftine. Această bulă economică s-a spart în Statele Unite, artificial. Gazele de șist au fost menținute sub prețul gazelor convenționale ca să prostească lumea. Acum, în Statele Unite, gazele de șist costă mult mai mult decât gazele naturale. În România, dacă astăzi plătim factură la apartamente sau garsoniere sau ce avem noi, vile prea puțin, să spunem 200-300 de lei lunar, mâine o să plătim mult mai mult. Deci ce independență energetică? La Sântana, când am avut meeting, a fost și Valeriu Dabăr, fost ministru al agriculturii, profesor universitar, specialist, agronom, și a spus, independența energetică ar fi transformarea băioaselor, tulei și așa mai departe, în peleți. Și atunci am câștigat două lucruri. Am câștigat independența energetică cu adevărat și n-am mai poluat degeaba. N-am mai dat foc la miniște degeaba, ci ar veni o mașină și ar transforma toate baiele în peleți. Asta e un model de independență energetică. Nu există și de la gunoi de la animale, bioetanol și alte substanțe. În România nu se procedează altfel, aici gaze de șist. În Germania, țara care este pe primul loc la reciclare, 99,8% din tot ce se aruncă se reciclează și se refolosește. În România, probabil, suntem conduși prost. Am spus probabil pentru că n-am vrut să vă supăr. Poate ne mai aud și cei de pe la București, ar fi frumos. Cel mai important lucru e impactul economic. Gândiți-vă astăzi la prețul terenurilor, la Curtici, din câte am înțeles, nu am niciun metru pătrat de pământ, din păcate, probabil acolo aș fi pus un pom, dacă aș fi avut acel metru pătrat. Impactul energetic. Dacă la Curtici costă 3.500-4.000 de euro hectarul, după ce Panfora Oil vine și ne nedorocește definitiv, cât o să mai coste acolo un hectar de pământ? Cât o să mai coste locuințele? Ce vom mai putea face cu terenurile? Precum terenurile de la Cernobâl. Cred că atât vor mai costa terenurile la Curtici, la Macea sau la Glogovăț. Nu vreau să lungesc foarte mult. Aș vrea doar, sper să mă audă și cei de la jandarmerie și poliție. Toate meeting-urile pe care până acum le-am organizat sunt organizate pe legea 60 din 23 septembrie 1991. Am respectat într totul legea. Avem un comitet de organizare, sunt eu, Andrei Moț, alături de Faur Dădel, care întotdeauna vine și filmează, și mai e un prieten de-al nostru din Curtici, Adrian Pantea. Suntem un comitet. După aceea, Constituția României, vedeți, o duc peste tot cu mine. Dacă are cineva nevoie de ea, să vină să-i dau, că îmi voi cumpăra alta. Constituția României ne permite să ne întâlnim, să protestăm, pentru că în 1989 eroii noștri n-au murit degeaba. Au murit pentru ca noi astăzi să putem vorbi, să ne putem exprima, să le spunem tuturor, lui Ponta, Băsescu și așa mai departe, Crin Antonescu, că ceva nu ne convine. Nu ne convine că vor să ne ucidă, nu ne convine că vor să ne distrugă terenurile, vor să ne otrăvească apa. Domnul Cuzman aici, profesor universitar, spunea, oameni, până aici nici măcar cămile
nu mai pot să trăiască. Cămila, din nefericire pentru ea, bea foarte multă apă. Nu o să bea apă Lipova sau Dorna. O să bea apă potrivită. Vă dați seama că o să moară. Constituția României ne obligă pe noi să respectăm țara. Aș vrea să vă citesc în încheiere, după aceea aș vrea să vă rog ca pe 6 aprilie cu toții să ne întâlnim în piața Avram Iancu din Arad, în spatele teatrului. Și la fel cum am făcut la celelalte primării, vreau să vă rog pe domnul primar Crișan, aici de față cu dumneavoastră, să vă promită, dacă nu aveți cu ce să vă deplasați, să vă pun dânsul un mijloc de transport la dispoziție. Domnule primar, în autocar, 2, 3, 5... Hai că motorina dă de muscă. Bine. Ora. Duminică la ora 15, 6 aprilie, într-o zi de duminică la ora 15, la statuia din piața Avram Iancu, în spatele teatrului. Vă rog să veniți cu toții. Aș vrea să citim împreună, e foarte important, acest mesaj. Se găsește pe o plachetă de marmură lipită pe clădirea Operei din Timișoara. Acolo nevinovați au murit eroi pentru ca noi astăzi să putem vorbi. 6 aprilie. Dacă v-aș spune că în 9 aprilie se împlinesc fix 500 de ani, o jumătate de mileniu, foarte, foarte mult, de când Gheorghe Doja, un erou român, a murit pentru că a apărat Pământul. Strategic am legat meeting-ul nostru de la Arad, e un meeting, de fapt, internațional. Vor protesta și cei de la Pungești, vedeți? Au adus astăzi noștri ecologiști din Arad, aici un mesaj foarte important. La Pungești, oamenii sunt bătuți și aruncați de pe pământurile lor. Noi nu permitem lucrul acesta. Noi considerăm că suntem civilizați. Dacă cineva se va lega de noi în 6 aprilie, televiziunile sunt aici. Vom trimite aceste filmulețe, aceste poze la Bruxelles. Noi trebuie să ne respectăm drepturile, trebuie să fim civilizați, la fel cum și drepturile noastre trebuie să fie respectate de alții. Suntem civilizați, nu vom înjura pe nimeni, nu vom sparge magazine, nu vom da foc la nimic, dar cerem să ne se respecte acest drept de a protesta și de a ne apăra dreptul la viață. Vreau să citiți cu mine acest mesaj. Sper să vedeți. Vouă, celor care mulți sau puțini, cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care am fost generația lui decembrie 1989, un singur gând, România. Ne întâlnim pe 6 aprilie la ora 15, nu știu, probabil în fața primăriei sau în fața Căminului Cultural, domnul Crișan va pune la dispoziție un autocar 235. Știu că Vladimirescu e dublu cât cu Orticiul și noi la Cutici am fost 2000. Dacă astăzi ați fost 118, să sperăm că în 6 aprilie veți fi vreo 2000. În total trebuie să fim vreo 10-15.000, să arătăm tuturor că suntem așa, știți? Ca pietricica din pantof. Cel mai urât lucru care mi se poate întâmpla vreodată este să ne plimbăm pe bulevard și să avem o piatră în pantof. Noi trebuie să fim piatra în pantoful guvernului. Doamne ajută! Acum, domnule, am zis că da și așteptăm întrebări. Vă rog. Dumneavoastră, orice puteți să întrebăm, e ca primat în comună, pe domnii de aici, pentru orice lămurire. Bună ziua, vă spun tuturor. Sunt din Arad, Cornelia Bercea e numele meu. Lupt pentru gazele de șiși de mult timp și sunt profund dezamăgită de slaba prezență din localitatea dumneavoastră. Am fost în mai multe localități din județ și vreau să vă spun că am fost impresionată că oamenii au înțeles acest lucru. Aici se vede că nu s-a înțeles. Vă rog, în numele acestei cauze mari, să vă mobilizați dumneavoastră, cei care astăzi sunteți prezenți, și să vorbiți cu vecini cunoscuți. Fiecare avem un cerc de cunoscuți. Să le transmiteți acest mesaj. Este vital pentru țară, este vital pentru noi toți. Nu stați indiferenți, altfel veți primi apă cu ce
cisternă la colțul străzii și nu știu dacă o să vă convin acest lucru. Să înțelegeți realitatea prin care trecem cu toții. Mulțumesc!